Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două Silver Chest, cu Elixir Golem, Skeleton, 145 de gold. Avem aici 140 de gold, 2000 PK și 17 Skeletons. Mai avem și un Golden Chest cu 585 de gold, 4 Goblins, Royal Delivery Pets și Hell Spirit. Bun, și haideți acum să continuăm cu meciurile din turnament. Vedem că mai avem doar 20 de minute și haideți să vedem dacă mai reușim să obținem câteva victorii. Începem cu Valkyra din spate. Punem mini P.E.K.K.A. Trimitem și Hog-ul și ar trebui... Ar fi fost bun un Eros acolo. Dar reușim să ieșim cu bine din acest atac. Hai să vedem cum scăpăm de acest Skarmy. Ar trebui să-și facă treaba arcașele și să nu avem prea mari probleme. Bun, și-a dat un Fireball, ceea ce e foarte bine pentru că l-am făcut să-și consume 4 elixiri pentru arcașe. Plus că am scăpat de Skarmy. Ok, bun, și o să începem cu Valkyra de undeva din spate de tot. Dăm și o rachetă pe acel prinț. Bun, scăpăm de prinț, scăpăm acum și de wizard. Și probabil va pune skeletonii. Reușim să-i scoatem câțiva cu acel Eros. Și momentan suntem într-un mic avantaj. Punem arcașele. Da, cred că o să punem Tesla cu Valkyra undeva pe aici. Punem Tesla, hai să punem și Valkyra. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Bun, și reușim să scăpăm de acel wizard, scăpăm și de Skeleton Army și hai să vedem cum ne descurcăm în acest atac. Ok, are un prinț acolo. Și ce bine am pus acel freeze. Hai să vedem dacă mai reușim să dăm ceva damage pe turn. Aia s-a dus acolo focul, dar a pus un Inferno Tower. Trimitem mini P.E.K.K.A. O să trimitem și Valkyra. Punem și arcașele aici. Trimitem mini P.E.K.K.A. și ar trebui să fie un atac destul de puternic. Hai să vedem. Da, și mai dăm o rachetă și reușim să... Da, am reușit fără rachetă. Să-i doborâm turnul și să obținem prima victorie din acest episod. Hai să vedem dacă mai reușim încă una. Ne luăm aici... avem Elixir Collector, 20 de bucăți. Și hai să continuăm cu încă un meci. Bun, începem din nou cu arcașele. De undeva din spate. Spun Valkyra. Da, o spun Valkyra cu mini P.E.K.K.A. și cu freeze. Sau hai să dăm un Eros până... Spun și un freeze aici. Da, și s-a dus mini P.E.K.K.A. pe turn. A reușit două hituri.
Și aproape am scăpat de acel, de acel ICE, ceea ce e foarte bine. Nici nu o să mai pun Tesla. O voi pune mai târziu, de fapt. Bun, punem din nou arcașele. Spatele. Turnului. Hai să punem și Valkyra. Să punem și Tesla. Am avut un mic lag. Acolo o să dăm aici un Eros, care reușește să prindă acel firecracker. Trebuie să scăpăm neapărat de acest hog. Și e bine că ajunge acel inferno în zona de target a turnului. Hai să scăpăm și de scheletoni. Și momentan n-avem cu ce să pornim un atac, nu știu, poate trimitem fog în fața arcașelor și va reuși să mai dea câteva hituri pe turn. Bun, și trebuie să ne apărăm. Acum cred că voi pune și eu Valkyra. Da. Și reușim să ieșim cu bine din acest atac. O să dăm aici. Nu, o să punem Tesla mai degrabă. Și vom trimite și arcașele. Ok, scăpăm acolo de... Și aproape am doborât turnul din stânga. Hai să vedem cum scăpăm din acest atac. Care are... o grămadă de trupe aici. Important e să scăpăm de acel Inferno Tower. Pentru Inferno Dragon, pentru că... Bun, și mai dăm aici un Eros și obținem și cea de-a doua victorie. Victorie destul de ușoară, nu am avut emoții. Ok, acum nu avem niciun reward, dar hai să dăm și următorul meci. Ok, vedem că am primit destul de repede adversar. Probabil sunt mulți pe final care vor să joace toate meciurile. Am trimis arcașele acolo, vom trimite și... probabil Valkyra. Hai să dăm și o rachetă pe acel Hunter. Ok, a venit aici cu Giant Bomborum și cu doi beți. Și a reușit să ne dea ceva damage. Punem Tesla și ar trebui să ne apărăm fără probleme de acești goblins. Bun, o să punem arcașele și vom pune Valkyra undeva pe aici. Ok, și-a pus acei beți care ne-au dat un pic de furcă, dar cu toate astea reușim să dăm un hit pe turn. Și aproape scăpasem de acel Hunter cu mini P.K. Punem din nou Tesla și ar trebui să rezolve acești goblins. Pus din nou acel giant. Hai să punem arcașele undeva aici foarte în spate, pentru că are Eros și probabil îl va da pe arcașe. Îl dăm și noi aici pe beți. Trimitem fogul și...
pune din nou clădirea de goblins. Da, o să dăm aici un freeze, pentru că altfel nu prea avem cum să ne apărăm de acel, de acel baby dragon. Se pune Valkyra, trebuia să aștept un pic. Trebuia să aștept un pic. Să dau un Eros aici. Bun, o să păcălim un pic Hunter-ul. Și dacă nu pune... Da, a pus clădirea. A și dat un freeze acolo pe, pe Bats și era ca și rezolvat meciul. Da, până atunci o să ținem de rezultat și probabil pe final vom trimite câteva rachete. Hai să dăm una și aici pe acel bomber și pe baby dragon. Ok, trimitem Valkyra. Trimitem Pogul și vom da un freeze pe trupe. Hai să dăm și un Eros. Și ce bine s-a dus, ce bine s-a dus Hogul. Da, cu încă un hit. Dar tot mai avem nevoie de mai mult de o rachetă. Hai să vedem. Trebuie să-i punem neapărat friză. Și din păcate ratăm această victorie pe final de meci. Păi nu știu sigur dacă la level 9 ăla, cum se numesc, săgețile, Eros-ul ar fi dat 100, pentru că de 100 mai aveam nevoie pe lângă rachetă. Și ar fi dat 108, dar oricum nu le aveam. Tot trebuia să mai tragem un pic de timp și să avem elixirul pe maxim. Păi am reușit o evoluție destul de bună. Sau, nu știu, modestă să zicem așa. De obicei reușeam cam 8 victorii, 8-9 cam pe aici. Și ia să vedem ce avem. Avem 40.000 de gold, 3 chesturi și încă 2.000 de gold din acest legendary token. Nu știu dacă merită cei 500 de, cele 500 de gemuri. Vom mai vedea. Oricum. Bun, cam atât cu episodul de azi. Nu uitați de like, share și abonare și noi ne revedem data viitoare.